Laurentiu Magureanu. Sunt mic antreprenor în domeniul, să spunem, a resurselor regenerabile. Sunt totodată și student la Universitatea Vasile Alexandrie, la Facultatea de Energetică Industrială. Eu vreau astăzi să vă prezint două proiecte care sunt în curs de executare. Unul este județul Vrancea, în localitatea Dumbrăveni, respectiv o alimentare cu apă, într-o comună unde costul cu aducerea energiei electrice pentru unitățile de alimentare cu apă este mult prea mare, undeva la 1 milion de euro, și o soluție dezvoltată cu niște parteneri din Italia, o soluție care se numește Oasis. Soluția respectivă presupune forarea unui puț, existența unui container care conține toate echipamentele necesare pentru filtrarea apei, pentru a pregăti apa să fie potabilă pentru cetățeni. După forarea puțului, echipamentul care este montat într-un container se montează deasupra puțului, se introduce o pompă în curent continuu la 12 volți în puțul respectiv, după care sistemul funcționează independent. Așa cum puteți vedea, în acest proiect, absolut totul este compact. Sistemul respectiv poate fi montat și pentru alte aplicații, inclusiv, așa cum spunea colegul meu, pentru aplicații de irigații, numai că acolo solicită niște instalații mult mai puternice, de vite mult mai mari, rezervoare de apă, o tehnologie mult mai avansată. Studiul care l-am efectuat pentru comuna Dumbrăveni, de altfel o localitate rurală și se integrează perfect în proiectul desfășurat de Universitatea Vasile Alexandrie, a costat undeva la 2500 de euro. Proiectul la final va costa 15.000 de euro, tot echipamentul, inclusiv forajul puțului. Diferența între 1 milion de euro aducerea energiei electrice de la 16 km depărtare pentru a alimenta un grup de pompare și rezervoarele de apă potabilă este enorm. Deci randamentul este foarte ridicat pentru astfel de sisteme. Sperăm că în continuare în România autoritățile publice locale să fie interesate de astfel de soluții și noi să le putem implementa cu ajutorul generației viitoare, că generația actuală suntem așa la limita suportabilității. Asta este unul din proiectele despre care am vrut să vă vorbesc și următorul este un proiect dezvoltat tot cu o companie italiană, dar la care în momentul de față suntem în discuții cu Universitatea Vasile Alexandrie pentru dezvoltarea a unor software interesante pentru o lampă inteligentă, o lampă pe care am să vă prezint imediat. Sunt echipamente de tip stand-alone, în sensul că se pot monta în orice locație, bineînțeles după un studiu preliminar, respectiv radiația solară și factorii perturbatori. Stâlpul care vedeți în imagine este montat în Dubai, este adevărat că acolo este foarte mult soare, sunt foarte puține plante, adică foarte puține elemente perturbatoare. Străzile sunt foarte largi și soarele există din ambudență. Un alt stâlp pe care îl promovăm cu compania italiană este acest tip de stâlp care se poate monta inclusiv în București datorită poziției panourilor fotovoltaice. Sperăm să avem și acolo o colaborare. Suntem în discuție de un an și jumătate. În schimb, la noi lucrurile se mișcă mult mai greu decât în Dubai. Proiectul următor, stâlpul următor, este deja montat în România, la Suceava. Acest stâlp este montat pe centura ocolitoare a municipiului Suceava. Este în funcțiune... Nu putem face comparație. Asemănătoare. Stâlpul respectiv are o autonomie de 72 de ore fără soare. Este un stâlp echipat cu o lampă inteligentă, respectiv această lampă, care poate să controleze foarte multe elemente de instalație. Așa cum veți vedea în material,
El poate să controleze o rampă de genul acesta, poate să fie echipată cu tot felul de senzori, cu senzori, de exemplu, de transmitere radio, de transmitere Wi-Fi, cum este și